Vești proaste pentru cei care intenționau să-și cumpere o locuință prin prima casă. Guvernul intenționează ca foarte curând programul să fie modificat, astfel încât doar persoanele cu venituri mici să-l poată accesa. În aceste condiții, peste 100.000 de cereri ar urma să nu mai fie onorate. Mai mult decât atât, TVA de 5% pentru locuințele sub 86.000 de euro ar urma să fie acordat pentru cei care câștigă sub media națională și nu pentru toți cumpărătorii cum este în prezent. Totodată, guvernul va pune în vedere autorităților locale ca în cazul construirii unor complexuri de locuințe de. Că către anumiți dezvoltatori să le ceară ca o parte din ele să coste sub 50.000 de, de euro. În caz contrar, primăriile ar urma să nu mai acorde autorizații de construcție. Modificări vor apărea și în cazul locuințelor de tip anele, Astfel, ele ar urma să fie doar închiriate, nu și vândute cum se practică în prezent. Chiriile nu vor fi însă la un preț standard, ci calculate în funcție de veniturile familiei. Totodată, contractele de închiriere ar urma să fie făcute pentru perioade mult mai mici, de maximum 5 ani. Astfel, cei care reușesc să obțină o locuință prin anele nu vor mai răsufla atât de ușurați ca în prezent.